Te văd pe stradă, prietene, tânăr și frumos. Și deodată totul se schimbă în tine. Fața ta se schimonosește, instinctele se răbufnesc în afară, răvășindu ființa ca o dezlănțuire de stihii și de vii violent. De unde ai învățat violența tinere? De la cine? Ți-am văzut mama blândă și cu ochii în lacrimi. Ți-am văzut tatăl cu fața împetrită de durere. Și am știut că nu de la ei a învățat-o. Atunci, de unde? Pleacă-ți urechea și ascultă chemarea lui Sus, chemarea bisericii lui. Afară, pentru violența ta nesăbuită, te așteaptă tribunalele și închisoarea, unde sufletul tău poate fi remediabil ucis. Te-am văzut cu durere, înaintea tribunalelor, unde faptele tale căpătau dimensiuni de oroare. Te-am văzut speriat, sau cinic, sau bravând. Și toate aceste atitudini îmi arătau cât de aproape de marginea prăpastiei te aflai. Și m-am întrebat încă o dată: Cine este vinovat pentru căderea ta?